Salut! Astăzi vreau să fac un scurt video, adică sper să fie scurt, și să discutăm rapid puțin despre bacuri și de feluri de a prinde o piesă într-un universal cu trei bacuri, să numim așa. Bun. După cum știți, de multe ori eu critic universalele românești, în special, pentru că nu au o repetabilitate destul de bună, după părerea mea, sau majoritatea nu au o repetabilitate bună. Strângi de 10 ori, îți dă în 10 feluri. Mulți au această problemă, adică nu doar la mine este această problemă. Și acum vreau să discut și despre avantajele unui universal românesc, cel puțin la noi în țară, care sunt avantajele să ai în România un universal românesc, pentru că găsești relativ ușor bacuri. Bun, și acum mulți se întreabă, ok, și ce să fac eu cu bacuri? Ok, am un set normal, cum ar fi ăsta, și am un set de bacuri întors. Bun, cum ar fi ăsta? Pentru ce mai îmi trebuie altceva? O să discutăm imediat pentru cine mai trebuie altceva. Dar vreau să vă arăt ce bacuri mai există. Acestea se numesc bacuri călite. Bacuri normale le numim noi și bacuri întoarse. Nu știu cum se numesc oficial, dar astea, dacă spui la cineva bacuri normale și bacuri întoarse, toată lumea știe despre ce vorbești. Pe lângă aceste bacuri, se mai produc bacuri moi. Ce înseamnă bacuri moi? Bacuri în care poți strunji mai ușor ceva. De ce ai vrea să strunjești într-un bac ceva? Sunt foarte multe motive. De exemplu, am aici expus niște bacuri moi. După cum se vede, acestea sunt folosite, dar de-a lungul anilor a fost strunjit de cineva. Pentru a prinde un reper, probabil, pe umărul acesta, un alt reper a fost pe umărul acesta, un alt reper a fost pe umărul acesta, în funcție de diametru, omul a strunjit efectiv în bacuri ce vrea să prindă. După cum se vede, cândva a prins o piesă pe acest diametru, cândva a prins pe acel diametru, cândva a prins pe cel diametru, cândva a prins pe acest diametru niște piese. Avantajele la majoritatea bacurilor moi este că se pot întoarce. Deci dacă ne uităm pe spate, acesta se poate pune doar ca bac întors, cum ar veni. Doar așa poți să-l pui. Dar bacurile moi, în general, se pot întoarce, adică au aici, în loc de filetul acela, avem doar un butoiaș, adică poți să-l pui și așa și invers. Bun. Aici sunt tot așa un set de bacuri noi, care nu se pot întoarce. Astea sunt mai speciale, dar sunt mai mari în diametru, să prinzi o piesă peste diametrul universalului. Așa au fost gândite aceste bacuri. Sunt bacuri noi, nu sunt făcute, nu sunt sudate, sunt bacuri originale de fabrică. Bun, dar acesta se poate pune doar în felul acesta, deci că partea asta vine peste diametrul universalului. Sunt cazuri în care vrei să prinzi, nu știu, să zicem pe un SN400 care are universal de 250, vrei să prinzi o piesă de 300 și ceva de milimetri și nu prinde universalul de 250, 300 și ceva de milimetri. Dar dacă faci un set de bacuri din astea, poți să prinzi 300 și ceva de milimetri. Bineînțeles, acea piesă nu trece peste sania transversală. La SN400, peste sanie, trece undeva la 200 de milimetri. Bun, dar să cureți flancul, este perfect. Deci poți utiliza aceste tipuri de bacuri. Bun. Mai sunt bacuri moi. Acestea sunt noi. Sunt modelul acesta. Tot așa se pot întoarce. Practic așa ceva a arătat și bacurile acelea. Dar în timp cineva le-a modificat. Mai sunt care arată așa. Și mai sunt care sunt practic același lucru cu astea, dar mult mai lungi. Bun.
Și acum vă întrebați ce rahat faci cu bacurile astea. Imediat discutăm și ce facem cu acele bacuri. Bun. Avem de strunjit această piesă. Avem de făcut 60 de bucăți din această piesă. Adică ce trebuie să facem la ea? Să strunjim capătul la un diametru cilindric să intre în ceva. Nu știu exact în ce intră. Bun. Piesa arată puțin mai ciudat și nu poți să-l prinzi, adică, bun, prinzi de aici și el o să-ți facă tot așa în strung, deci nu ai cum să-l prinzi de partea asta, doar dacă îl prinzi în platou. Ceea ce e o variantă bună, prinzi în platou, doar că trebuie să centrezi fiecare piesă în parte. Ceea ce nu-i foarte plăcut, având în vedere că sunt un număr mediu de bucăți. Adică nu sunt foarte multe, nu sunt nici puține. Bun. Varianta a doua, adică varianta care o să folosesc eu, probabil sunt și alte variante, deci aici limita este imaginația fiecăruia, dar varianta a doua care o să folosesc eu este să prindem piesa efectiv de partea asta cilindrică. Bun. Dacă așa e universalul, cum putem noi să prindem piesa asta cilindrică? Pentru că tot timpul ne strânge bacul teoretic pe partea asta. Răspunsul este da și nu, pentru că am făcut aceste bacuri. Practic, am făcut ceva similar ca și aici, doar că am degajat această porțiune din mijloc. Puteam să le folosesc pe astea, dar era păcat, zic eu, să le stric acum pe acelea, nu, nefiind un număr foarte mare de bucăți. Dacă aș fi avut mii de bucăți din acelea, categoric mergea să investesc timpul și banii să stric practic bacul acela. Varianta asta este mai eficientă ca și costuri. Adică să luăm un bac normal, acestea fiind bacuri călite. Acestea le-am primit de la un prieten. Dar se găsește și de cumpărat. Practic, acestea l-am luat acum ca să-l modific, să fac această prindere. Dar eu, neavând bacuri întoarse foarte bune, acestea fiind noi sau aproape noi, bineînțeles, le-am luat din piață. Deci arată a second, dar nu par să fie folosite prea, prea mult. Mi-a dat un prieten niște bacuri, el având mai multe, și am decis să le fac din bacurile acestea. Bun, cum am făcut? Relativ simplu, am prins prima dată bacurile. Bacurile acestea trei n-au fost perechi, adică n-au fost un set. Au fost unu, doi și trei, dar nu au fost set. Am prins în strung, am strunjit numai flancul, pentru că eu am nevoie ca acest flanc să fie toate la aceeași înălțime, că eu de aici fac partea de măsurătoare atunci când strunjesc aceste piese și toate le fac la aceeași lungime, tamponându-mă de suprafața aceasta. Bun, deci aici trebuia să fie toate trei aceeași lungime și am strunjit și practic unde intră tabla asta ce am făcut-o eu, doar așa, doar un pic am strunjit încât să ele să fie toate puse în același plan, cum ar veni, și să nu fie o bătaie exagerat de mare. Bun. Funcționează foarte bine. Am făcut deja 30 și ceva de bucăți. Sunt foarte mulțumit de cum funcționează. Bun. Hai să vă arăt și vouă cum putem prinde o piesă mai ciudată într-un universal cu 3 bacuri să fie și decent. Aici nu ne interesează repetabilitatea universalului, adică ce repetabilitate are ăsta, nu știu, 20-30 cim, pentru piesa asta care sigur diferă de la una la alta câțiva milimetri, deci plus minus 20-30 cim sau cum îmi fuge acest universal, este mai mult decât perfect pentru acest reper. De aceea, în cazul acesta, candidatul ideal a fost un universal autoconcentric, de calitate medie, adică dacă aș fi avut, nu știu, un
un rom sau un Kitagawa sau un fork art sau ceva, un universal pe care dai 3000 de euro, nu aș fi făcut asta și n-aș fi strânjit aceste fonte în el. Dar aici, fiind universalul care deja nu mai îi o avere, se găsește second hand la un prețuri decente, universalele sunt, astea sunt de 30-40 de ani, sunt și uzate. Și pentru acest lucru, candidatul perfect a fost acest universal. Bun, hai să prindem piesa să vedem cum se învârte. Bun, deci avem piesa. Aici o băgăm, o înghesuim aici între bacuri. O prindem, o tamponăm pe capăt. După cum se vede, nu toate o să tamponeze. În cazul acesta, tamponează doar pe acest cioc sau pe acest bac. Aici așa este piesa. Piesa este turnată, după cum am spus, nu este perfectă. Nu poți să ai pretenția să fie perfectă. Ne uităm cum fuge. Bacurile nu sunt strânse, acum sunt doar apropiate. Ne uităm să fugă decent. Mai îl mișcăm un pic, încât să scoatem cea mai mică bătaie la ochi. Bun, cred că este suficient de bine. Venim pe bacul pe care strângem. Și am strâns universalul. Și eu zic că este ok. Perfect nu o să fie niciodată, fiind o piesă turnată. E băgat în viteză, venim. Pare că are o bătaie destul de mare pe capă, dar nu ai ce să-i faci. Piesa nu este cilindrică. Efectiv, nu ai ce face ca să-l faci să fugă perfect. Bun. Ca strunjire, tot timpul la fonte folosesc lăcuțe ceramice. Arată practic ca și o plăcuță de cărbură, doar că este din material ceramic și este foarte, foarte ușoară. Deci dacă îl luați în mână, zici că este din plastic. Dacă nu știi că există plăcuțe ceramice, zici că este, nu știu, din plastic, făcută model de cineva. Bun. Acesta se folosește în special la fonte și la materiale cu conținut mare de carbon, care sunt materiale de regulă abrazive. Adică sunt mai abrazive decât un oțel, un oțel normal, să numim așa. Poți să le folosești și la oțeluri călite. Ele rezistă mult mai bine, după cum am spus, la abraziune și la temperaturi mai înalte. Bun. Doar pentru că nu au holker, nu înseamnă că este din ceramică. De exemplu, avem aici o plăcuță din carbură, fără holker. Acesta l-am folosit pentru a strunji C120, un material de scule, cu un carbon, cu un conținut destul de mare de carbon, 1,2 grame de carbon, ceea ce e foarte mult pentru un oțel. Și o carbură obișnuită se uza mult mai repede. Și acesta a ținut mult, 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 mult mai bine. Având și conținutul mare de carbon, șpanul se rupe ușor, nu trebuie neapărat să ai un holker pentru a întoarce șpanul și a-l rupe. Deci se rupe din, practic, cum este aliajul materialului. Bun.
Mă arăt prima trecere și după aia nu vă mai arăt. Unele piese sunt mai rotunde, altele sunt mai ovale, de exemplu această piesă este mai ovală și are bătaie mai mare. Nu este din vina mea că nu am centrat eu din această piesă. Poate o să vă arăt alta care este mai dreaptă și o să fugă mai bine. Dar dacă ne uităm, are bătaie și lângă bac, ceea ce nu trebuia să aibă dacă ar fi fost o piesă cilindrică. Cilindrică în sensul de din turnare să fie mai cilindrică. După cum am spus, unele fug mai bine, altele fug mai rău. Acesta este unul care fuge destul de rău. Dar oricum nu contează, pentru că ele vine, o să vină băgat într-o țeavă și o să fie fixat mecanic acolo. Nu știu exact dacă vine sfârat sau vine prins cu șurub, nu am primit informația asta. Și operațiunea ei o să închidă acea clapetă care este acolo prinsă în trebacuri și o să închidă pe un fier. Nu știu exact ce face piesa, dar din tot am înțeles, închide pe un fier ca un zăvor la ușă. Duritatea diferă, sunt unele care sunt mai tari, probabil de cum s-a răcit la filmare, altele sunt mai moi. De exemplu, acesta este mai moale decât celelalte care le-am frunșit până acum, deși bătaia este mai mare. E puțin ciudat să lucrez cu fonte. Partea de șanfren ce o să fie aici făcută, o facem cu un cuțit cu o plăcuță de carbură, adică luăm puțin din material și nu ne facem problema dacă se uzează plăcuță. De exemplu, am folosit această plăcuță pe celelalte 30 de bucăți care le-am făcut până acum și încă nu pare să fie uzată plăcuța de lucru. Și nu a fost o plăcuță nouă, a fost un cuțit care l-am mai folosit la șanfrenat. E foarte noi, practic, ne interesează ca porțiunea asta care e prinsă între bacuri să fugă relativ concentric cu porțiunea asta pe care o sprijin. Aici poate să aibă bătaie mare, nu afectează funcționalitatea piesei chiar deloc. După cum am spus, partea de sus închide, dacă aia fugi cu partea asta de jos ce vine prinsă în țeavă, este perfect. Și sunt convins că această piesă va fi o piesă bună. Chiar dacă arată nou că are această bătaie. Bun, schimbăm cuțitul. Bun.
această piesă este gata. Și cam așa arată bacurile ce ne-am făcut. Sunt sudate aici, sudate aici și funcționează perfect. Bun, salut! Am mai găsit unul cu un defect de turnare și mai mare. Bine, nu contează, oricum vine strunjit. Vreau să vă zic că și acesta când îl prinzi și îl învârți, la ochi o să pară că are o bătaie foarte, foarte mare. Deși el poate fuge pe suprafața de aici până aici relativ concentric cu restul lumii. Bun, salut!